Dragnea confirmă ruptura total de fosta Zoie, nu mă consult, nu m-a consultat, e strategia ei. Liviu Dragnea a fost audiat la Cluj în dosarul în care a fost trimis în judecat de DNA în dosarul GASP Teleorman. Dragnea spune ce a obosit, după 7 ore de audieri i-a vorbit despre decizia fostei sale Zoi, Bombonica Prodana, de a plăti o parte din prejudiciul stabilit de DNA. Voi nu ai obosit? Eu am obosit rău. Nu trebuie să-mi dovedesc eu nevinovia. Nu cer eu asta, habar n-am, nere. Cine a cerut protecția jandarmilor? Nu știu dacă e, nere. O lovitură pentru el, după ce fosta soie a acceptat să peletească o parte din prejudiciu, habar n-am, nu mă consult, nu m-a consultat. Doamne ferete, nu sunt supărat, e strategia ei, a avocailor. Am aflat ce a peletit prejudiciul azi dimineața, a spus Liviu Dragnea. Bombonica Prodana, fost asocie a președintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecătorilor de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție încetarea procesului împotriva sa în dosarul GASP Teleorman, susținând ce a achitat prejudiciul în acest dosar.